Suntem în seria aceasta pe care am intitulat-o Chemarea lui Isus sau Ucenicie ca la carte. Asta este cartea după care facem ucenicie și învățăm să fim ucenici. Și ne-am uitat în săptămânile anterioare la ceea ce ne cheamă pe noi Isus să facem. Și acum, chemarea lui Isus este una singură, dar are mai multe fațete, mai multe componente. Și ne -am, am căutat să le despachetăm rând pe rând. Am văzut întâi că Isus ne cheamă la sine și ne cheamă să renunțăm la tot de dragul lui. Ne cheamă să renunțăm la tot și să-l urmăm pe el. Și știm că uneori este greu să renunțăm și în anumite lucruri sunt strâns legate de inima noastră și atunci e greu să renunțăm la ele. Dar Isus nu încape împreună cu alte lucruri. În, în, în centrul inimii noastre are loc Isus și atât. Și dacă mai este altceva, atunci nu mai este, este Isus. Am văzut, de asemenea, că această chemare nu este, în primul rând, o chemare la un set de sarcini, la un set de um, îndatoriri de îndeplinit, ci este, în primul rând, o chemare la o relație. Isus ne cheamă pentru a ne bucura, pentru a ne găsi odihna, pentru a ne găsi satisfacția, pentru a ne găsi viața în relația cu El. Și nu există viață în afară relației cu Isus. Și asta este, aș, aș spune, componenta esențială componenta centrală a chemării lui Isus. Isus ne cheamă să renunțăm la tot, dar renunțarea aia are ca sens pentru ca să ne găsim împlinirea, să ne găsim viața în Isus, Să ne găsim odihnă așa cum am învățat din Evanghelia lui Matei. Apoi am văzut că Isus ne cheamă, după ce ne cheamă să fim în această relație cu El, ne cheamă să slujim. Și Scriptura și Evangheliile conțin o, o, o modalitate, o, o, pleiadă de modalități de a fi slujitor, de a-L sluji ca și ucenicii lui Isus, dar data trecută noi ne-am oprit cu precădere asupra ospitalității. Și am văzut că ospitalitatea este o expresie a slujirii și dacă este să slujim așa cum slujește Isus, dacă este să fim ospitalieri, așa cum ne învață Isus, atunci este să primim și pe oamenii care sunt, suntem încântați să-i primim și să fim ospitalieri cu el, dar sunt, suntem la fel de chemați să fim ospitalieri cu oamenii mai puțin la îndemână să-i primim mai puțin la îndemână, mai, am zis noi, oamenii doriți și nedoriți. Pentru că Isus vorbește acolo în pilda pe care o dă despre acel om care dă un ospăț, că s-a dus și a luat pe ciunci și șchiopi și orbi și pe străini și a adus în casa lui. O imagine a felului în care Dumnezeu ne-a primit pe noi. Dumnezeu a fost ospitalier cu noi și a avut ospitalitate de cea mai înaltă clasă, a manifestat ospitalitate de cea mai înaltă clasă cu noi, străinii și ciungii și șchiopii și orbi, moral, spiritual vorbind, Așa că aceasta este chemarea lui, la rândul lui, pentru noi. Vreau să ne oprim puțin, pentru că data trecută am vorbit despre ospitalitate. Haideți să vedem ce anume um, ne-a vorbit nouă Duhul Sfânt prin cuvântul lui legat de ospitalitate. Și aș vrea să luăm câteva, câteva asemenea um, impresii personale și apoi vom continua în următoarea componentă a chemării lui Isus. În ce fel va chemat pe voi Isus să creșteți în ospitalitate, învățând de la El ca Lui? Nu vrem să mergem mai departe așa repede cu tăvălugul, fără să și punem în practică vieților noastre lucrurile astea. Așa că de asta ne oprim și ne luăm un pic de timp aici ca să, să ne asigurăm că lucrurile astea aterizează nu doar în mintea noastră, ci aterizează în viețile noastre și produc schimbare. Naomi. Încep eu. Încă înainte de mesajul de săptămâna trecută, aveam programată o vizită a unor vecini cu care nu relaționăm atât de mult și de des. Copiii relaționează mai mult. Dar, cum ziceai tu, sunt oameni cu care nu neapărat știam cum să relaționăm atât de mult, pentru că nu aveam atât de multe tangențe. Și chiar și copiii erau puțin stânjeniți de venirea copiilor în casă, și pentru prima oară eram așa, băi, lor le place de obicei să avem un safir, dar acum nu, o să-mi închid camera. Um, și a fost greu. A, a, trebuit să povestim cu ei și să, da, să ne cumva să ne calibrăm toți pentru această vizită uh, pe care o așteptam. Și când a venit momentul vizitei, asta vorbesc din punctul de vedere a unei mame și soții, uh, pentru că a fost o săptămână plină, am pregătit o masă, o cină, uh, și când au venit, una din persoane nu putea să mănânce nimic din ce am pregătit. Uh, și apoi am zis, ok, o să scot un borcan cu zacuscă. Dar uh, nu aveam nici pâine, numai două felii care erau un pic mai uh, uscate. Uh, și eu știindu-mă pe mine... Mă panichez. Deci atunci mi se taie firul. Uh, ok, vreau să și fac ceva fain. Nu era confortabil, uh, dar mă bucur că Dumnezeu nu m-a lăsat să mă îngrijorez uh, uh -huh. și să tai din. că adică să nu mă pot bucura de acea vizită, pentru că reacția -a fost, adică nu a fost a mea. Persoanele au fost foarte ok și fain, și apoi am avut. Uh, un timp foarte fain și discuții și copii, când au plecat au zis mai vrem să vină dar cumva Dumnezeu din nou mi-a adus aminte că nu trebuie să am totul perfect și dacă se întâmplă unul din lucrurile astea sau ceva care nu iasă cum mi-aș dori nu mă, poat, nu mă oprește din a, a mă bucura de oameni, de discuții de ce este fain fain. Mulțumim, Naomi. Mulțumim că ne-ați deschis ușa să vedem un pic procesul, ne-ai deschis ușa să vedem puțin procesul tău interior pe măsură ce deschizi casa unor oameni cu care nu voi era cel mai la îndemână să fiți. Foarte fain. Altcineva. Noi uh, ne-am dat seama că, de asta știam de fapt, nu că ne-am dat seama, <laughs> camera de oaspeți a fost camera, pentru că o folosim mai puțin decât celelalte camere, a fost camera la care am pus resturile de mobilă, uh, la uh, o noptieră cădea ușa, Simona am tot să ne băi, nu pot să mă să mai cazăm oamenii, și cu ușa asta care cade, ea am mai băgat niște scobitori pe acolo să -o, <laughs> o fac, dar nu mai mergea. Și am zis, bun, dacă vrem să fim ospitalieri, trebuie să avem un mediu primitor pentru. Acum, patul era ok, stătea pe patru picioare, era, dar nu era cel mai învietor mediu, așa că am zis, trebuie să facem camera asta. Așa că împreună cu Simona, azi noapte, vedeam cu trafaletul, zugrăveam camera de oaspeți și suntem în proces de reamenajare ca să fie un, un, un cadru fine în care oamenii să vină și să se simtă bine. Asta a fost parte din aplicația noastră la această chemare a lui Sus. Acum că citeam titlul, sau mă rog, parte din uh, și slujirea și ospitalitatea, mi-am adus aminte că zilele trecute, Facebook meu un fel de jurnal, pentru că eu postez mult, îmi amintea că acum vreo 9 ani am scris un articol în care spuneam că eu îmi doresc de vin gazdă. Uh, lucrul ăsta s-a concretizat ulterior în salon și numele în sine, practic locul de care mă ocup. Și uneori devine obositor, că interacționez cu 20-30 de oameni într-o zi, fiecare are câte o poveste. Uneori și așa, o, eu sunt ca un burete, trebuie să-i ascult, trebuie să, na, să fiu atentă și la ce fac. Dar ce mi-aduc constant în minte este că e cel mai bun prilej ca în discuțiile pe care... Și asta trebuie să-mi reamintesc, pentru că uneori te poate lua valul, că în discuțiile despre familie, despre frământări, despre o boală, despre... Oamenii se vulnerabilizează, stau 3-5 ore să vii cu o veste bună și să vii cu a momente în care nu, nu, știu despre omul ăla că are o căutare, că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar eu cum sunt foarte tranșantă, le spun foarte, eu cred că rugăciunea e soluția. Dacă n-ai luat un calcul până acum, cred că asta e. și îmi reamintesc cumva că m-a pus Dumnezeu cumva acolo ca oamenii ăștia să audă adevărul, uneori foarte direct, Uneori, chiar îi spuneam unei colegi la un moment dat, faptul că ai tăcut în momentul în care clienta respectivă ți-a povestit despre niște văi, niște lucruri nu foarte onorante pe care le face, vreau să-ți reamintesc că noi suntem chemați să nu încurajăm păcatul și să tă tăcem din gură. Faptul că tu uneori o aprob sau atâți discuția aia, nu. Și îmi place cumva și cu co colegii să le reamintesc că îl avem în centru pe Dumnezeu. Mm -hmm. Și Așa, uneori când stau în recepție și aud discuții din fiecare cameră despre Dumnezeu, e pf, ce bine. Fine, fine. Mulțumim, Flavia. Vreau o reflexie din, de la întâlnirea vreunii comunități legat de ospitalitatea comunităților față de oamenii noi? Nu am fost data trecută la predică, dar uh, săptămâna asta am fost beneficiarul <gântuțări>, ospitalității comunității Mihai Bravo și m-am gândit că uh, e așa un context fain cum s-au potrivit lucrurile. Uh, Acum o săptămână jumătate am fost anunțată că uh, urmează să se vândă apartamentul în care stăteam, uh, s-a vândut ulterior și a trebuit să-mi caut ceva foarte repede. Uh, și eram un pic îngrijorată, uh, sunt doar de 5 luni în București și cumva lucrurile încă sunt noi pentru mine uh, și a fost fain că am povestit cu cineva din comunitate despre asta cu Andreea Vasilescu, uh, după care instant m-a sunat Alin și îmi mai mult despre, despre ce îmi doresc uh, să găsesc. În câteva zile m-au sunat că este cineva din biserică, care are un apartament uh, disponibil. Și astăzi am fost acolo să mă văd cu proprietarii și uh, să stabilesc ultimele detalii. Și a fost așa um, încurajator pentru mine. Um, să știu că ok sunt nouă, oamenii nu mă cunosc așa de bine, și totuși uh, au putut să îmi ofere atâta ospitalitate. Și, Foarte fain. Da, a fost încurajator pentru mine. Foarte fain. Mulțumim. Și faină comunitatea Mihai. Bravo pentru prezența voastră de spirit și deschidere și ospitalitatea. Bun. Ajungem la a, a patra a, componentă a chemării lui Isus. Când am început biserica în care suntem parte mulți dintre noi. Evident a venit întrebarea cum, cum să te numești. Ai nevoie de un nume ca să știi cum te apelezi și cum te apelează alții. Și ne-am oprit la numele Misiodei, pentru că, acum, numele Misiodei, sau sintagma Misiodei, are două posibile înțelesuri. Fie Dumnezeul care este în misiune, Dumnezeul misionar, pentru că Dumnezeu a inițiat misiunea de salvare a noastră a oamenilor și a dus-o la îndeplinire uh, pentru noi, uh, sau, deci, fie Dumnezeul misionar, fie misiunea lui Dumnezeu. Uh, faptul că Dumnezeu este în misiune și El uh, a început această misiune și continuă misiunea asta de, salva, de a salva oameni și de a-i aduce în familia Lui. Și, și am ales acest nume pentru că ne-am dat seama că este foarte ușor ca Biserică să ne focalizăm pe noi înșine, să ne focalizăm pe interior, să ne simțim bine, nu ajungi să te simți bine cu oamenii familiari, cu oamenii pe care îi cunoști. Și îți este ușor să uiți de faptul că sensul de a exista, rațiunea de a exista încă pe pământ a bisericii, este ca să ducă mesajul ăsta de care ei au beneficiat, de care noi am beneficiat, să-l ducă mai departe altor oameni care încă nu au beneficiat de el. Așa că am zis, de fiecare dată când ne spunem Cine suntem? Trebuie să ne ducem aminte că noi suntem chemați nu doar să ne bucurăm de roadele misiunii lui Dumnezeu în viețile noastre, ci să fim mesageri și să, fim, să să preluăm și să participăm în misiunea lui Dumnezeu de a căuta, așa cum spune Isus, și a mântui pe cei care sunt pierduți pe cei care sunt departe de Dumnezeu. Dacă vedeți aici pe panoul acesta în care pe care apar elementele distinctive ale um, noastre ca biserică, elemente distinctive ale identității noastre, pentru că astea nu sunt doar lucruri pe care le facem, sunt realități uh, ale a ceea ce noi suntem. Uh, a fi misionar este una dintre aceste, dintre aceste identități sau dintre aceste fațete ale identității noastre în, uh, în Isus. Vreau să deschidem împreună la Matei capitolul... 9, o să citim două texte, unul din Matei capitolul 9 și unul din Matei capitolul 13, pentru a vedea și a învăța câte ceva despre chemarea asta pe care Iisus ne-o face la misiune. Matei, la capitolul 9, începând de la versetul 35. Iisus călătorea prin toate cetățile și satele, învățându-i pe oameni în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Când a văzut el mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Prin urmare, rugați-l insistent pe Domnul Secerișului să trimită lucrători la Secerișul său. Isus i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritate asupra duhurilor necurate ca să alunge și să vindice, vindece orice boală și orice neputință. Versetul 5. Pe aceștia 12 i-a trimis Isus. Um, și apoi următorul text Și, și apoi vom, vom, ne vom opri să vedem ce învățăm din el Următorul text este în uh, Matei capitolul 13 Este o pildă pe care Iisus o dă ascultătorilor lui Isus Iisus vorbea în pilde Și foarte interesant că pildele astea au rol dublu um, Noi ne gândim că în primul rând au rolul de a descoperi adevărul Dar e interesant că Iisus spune că de fapt au rolul să acopere adevărul Uh, și în funcție de predispoziția ascultătorilor, dacă ei vor să-l urmeze pe Isus, dacă ei vor să ia ceea ce, ce, ce le oferă Isus, sau dacă ei resping ceea ce oferă Isus, pentru unii, pildere sunt revelatoare, pentru ceilalți, pildere sunt acoperitoare. Uh, spune așa, în aceeași zi, Isus a ieșit din casă și s-a așezat lângă mare. În jurul lui s-au adunat mari, mulțimi de oameni. Astfel că el s-a urcat într-o barcă și s-a așezat acolo, iar întreaga mulțime stătea pe țăr. Și a făcut Iisus o platformă, da? barca ce era puțin la, la larg, și ceilalți oameni ascultându-l de pe țăr. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde, zicând, iată, semănătorul a ieșit să semene. În timp ce semăna el, unele semințe au căzut lângă drum, unde au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe locuri stâncoase, unde n-aveau mult pământ. Au încolzit repede, dar din cauza că n-aveau pământ adânc, din cauza că n-aveau pământ adânc, dar când a răsărit soarele, au fost arse și fiindcă n-aveau rădăcină, s-au uscat. Altele au căzut între spini, iar spinii au crescut și le-au sufocat. Dar altele au căzut pe un pământ bun și au dat rod. Una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi, să audă Și apoi Isus ucenicii vin la el și le spun învățătorului de ce vorști în pilde, pe de-o parte, și apoi explică-ne puțin la ce te referi cu această pildă. Și iată ce spune Iisus puțin mai jos la versetul 18. Ascultați deci semnificația pildei semănătorului. Când cineva aude cuvântul împărăției și nu îl înțelege, Iisus vestea cuvântul împărăției, vestea faptul că împăratul a venit, da? cel așteptat de către poporul evreu. Deci când cineva aude acest cuvânt și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este cel semănat lângă drum. Cel semănat pe locuri stâncoase este acela care aude cuvântul și îl primește imediat, cu bucurie, dar nu are rădăcină în el însuși, ci este temporar. Și când are loc un necaz sau o persecuție din cauza cuvântului, el cade imediat. Cel semănat între spini este acela care aude cuvântul, dar îngrijorarea veacului și înșelăciunea bogăților sufocă cuvântul. Iar el devine neroditor. Cel semănat pe pământ bun este acela care aude cuvântul și îl înțelege, care aduce într-adevăr rod și face 100 sau 60 sau 30. Foarte, foarte faine, foarte puternice pildele lui Isus. <coughs> comunică adevăruri profunde în moduri foarte simple, nu folosind niște ilustrații extrem de comune din lumea agrară, pentru că trăiau într-o într societate agrară. Acum, pilda semănătorului o putem privi din două perspective. Putem privi pilda semănătorului din perspectiva solului. Ce tip de sol recepționează sămânța? Putem de asemenea privi pildă semănătorului din perspectiva semănătorului, cel care împrăștie sămânța pe diferite soluri. Astăzi ne vom opri la perspectiva aceasta a semănătorului, care împrăștie sămânța și ea cade, așa cum am văzut, pe, pe diferite soluri. Din aceste două texte împreună, învățăm o serie de lecții de la Isus cu privire la chemarea Lui pentru noi de a fi în misiune. Aș, aș sumariza toate lecțiile astea într-o idee cuprinzătoare și apoi o să trecem prin șapte lecții, o să trecem repede, uh, ca să nu, uh, ne, să nu depășim timpul, dar aș vrea să, să uh, le atingem pentru că mi se pare că sunt foarte importante și relevante pentru viețile noastre. Ideea centrală este următoarea. Iisus mă cheamă să răspândesc semințele Evangheliei. Fiecare ucenic al lui Isus este chemat de Isus să împrăștie semințele Evangheliei. Și sigur, mergând pe metafora aceasta agrară despre care vorbește Iisus, cuvântul lui Dumnezeu fiind ca o sămânță care cade pe, un, uh, pe diferite tipuri de soluri. Cred că avem și eu niște apă pe acolo. Mulțumesc, drăguță. Um, bun. Iisus mă cheamă să răspândesc semințele Evangheliei. În această chemare sunt șapte lucruri pe care, pe care aș vrea să le, învățăm în seara asta. În primul rând, așteaptă atât roade, cât și lipsă de roade, ca urmarea semănării Evangheliei. Așteaptă atât roade, cât și lipsă de roade. Semănând sămânța, trebuie să, de la bun început, să ne așteptăm ca o parte din, din sămânța semănată să nu aducă niciun rod. Pentru că Iisus ne, ne arată aici că sunt trei tipuri de soluri care nu rodesc. Și este doar un tip de sol care rodește. Dacă este să, ne, să lucrăm procentual, 75% din sămânța semănată nu aduce rod. 25%, însă, aduce rod. Acum, nu știm cât de mare era fiecare parcelă, parcelă, parcelele bune, parcelele mai puțin bune, dar cert este că sunt deseori dăți în care aruncăm semințele evangheliei și nu se întâmplă, nu se, pardon, nu se întâmplă nimic. Nu, nu, uh, nu sunt primite cu atitudinea așteptată sau scontată. Suntem, întâlnim deseori oameni care în raport cu Evanghelia, cu vestea bună despre Isus, sunt fie neprimitori sau neinteresați, pur și simplu, vezi sămânța căzută lângă drum, pică acolo și nu se adâncește în niciun fel, este tare. Sunt oameni superficiali care zic, a, da, 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 interesant, dar, dar daul lor este foarte superficial și sămânța n-apucă să prindă rădăcină pentru că, pentru că solul, nivelul solului este foarte subțire. Sunt oameni și, vom, și, întâlnim oameni distrași, oameni care au alte priorități, care au alte orientări, care au alte pasiuni în viață și ideea de Isus și chemarea Lui nu este foarte atrăgătoare. Vezi sămânța căzută între spini. Dar, împrăștiind semințele astea ale Evangheliei, cu siguranță întâlnim oameni, dacă vom continua să semănăm, întâlnim oameni care sunt deschiși care sunt dornici, care sunt un sol fertil, care atunci când pică sămânța, sămânța prinde rădăcină și um, se dezvoltă și apoi aduce roadă. Foarte interesant este că noi niciodată nu știm ce tip de sol avem în fața noastră. N-ai cum să știm. Doar plantând sămânța, doar aruncând sămânța și lăsând-o să rodească, vei ști ulterior ce tip de sol. Ce mi se pare că este o capcană pentru noi este că deseori tindem să punem oamenii în categorii pe baza aparențelor, pe baza unor observații superficiale. Și ne gândim, a, X, cu siguranță n-ar fi interesat de Dumnezeu, cu siguranță n-ar fi interesat de Evanghelie. Și de multe ori nu punem sămânța aceasta, că din belșug, care nu, nu este limitată, nu este o resursă limitată, este o resursă nelimitată, nu o plantăm acolo în solul inimii persoanei respective, pentru că ne gândim, sunt sigur că el n-are interesul ăsta, sunt sigur că n-ar fi deschis la așa ceva. Vă încurajez să nu, mai, să, să nu, mai, punem oamenii în categorii înainte de a planta sămânța. Haideți întâi să aruncăm sămânța și abia apoi să vedem ce se întâmplă acolo. Îmi place, Cosmina are deseori, ne povestește la comunitate, deseori când se întâlnește cu oameni, că, că sunt oameni mai familiari sau mai puțin familiari, îi întreabă, tu crezi în Dumnezeu? Pur și simplu. Și dacă discuția urmează, dacă persoana este interesată, dacă o intrigă această întrebare, discuția merge mai departe. Dacă nu, e ok. Dar mi se pare foarte faină um, franchețea și deschiderea și frecvența cu care, uh, cu care Cosmina aruncă sămânța. Și, și inițiază o conversație. Bun, deci primul principiu așteaptă atât roade cât și lipse de roade, dar asta, lip, roadele sau lipsa de roade se vor redovedi de-abia după ce aruncăm sămânța. Așa că, asta ne duce la al doilea principiu, seamănă mai mult pentru a avea mai multe roade. Dacă vrem să avem mai multe roade, singura soluție este să semănăm mai multă sămânță. În, în, a doua Corinten, capitolul 9, versetul 6, Apostolul Pavel renunță exact principiul acesta. Spune așa, să știți aceasta, este într-o într altă sfera a vieții și anume a generozității financiare, dar principiul este aplicabil în, și în situația noastră. Zice Apostolul Pavel, să știți aceasta, cine seamănă puțin, va și se cera puțin. Iar cine seamănă mult, va și se cera mult. Așa că dacă vrem roade mai multe, trebuie să semănăm mai multe semințe. Cred că noi, ca biserică, suntem în punctul în care avem nevoie să semănăm mai mult. Um, Sunt și reflectând, meditând la tema asta, mi-am aminte cum am început grupul de adolescenți pe la 20 de ani când în fiecare săptămână eram pe stradă, în parc, la metrou, uneori și pe la ușile oamenilor, venind cu semințele astea le bune. Um, sigur că ne-am dat seama că oamenii au mai, mai atunci când cunosc pe cineva și am zis, ok, abordarea asta mai oamenilor cu care avem o oarecare relație are mai mult sens și ne-am focalizat mai mult pe asta, dar uh, eu cred că viețile noastre sunt foarte aglomerate și preocupate cu diverse lucruri. De cele mai multe ori, de pe lumea asta. Um, și chemarea lui Isus de a fi în misiune pare așa o chestie, nu mă ajunge și acolo, Doamne ajută să ajungem și acolo. Um, și cred că avem nevoie, indiferent în ce punct suntem, indiferent că suntem aglomerați, indiferent că suntem stresați, indiferent că... chemarea lui Isus este, este același. Nu spune, vă chem să mergeți și să plantați semințele astea de Evanghelie atunci când o să aveți mai mult timp. Atunci când vă cresc copii, când îi trimiteți la școală, la facultate, când sunteți liberi, când aveți timp berechet, atunci se plantați semințele Evangheliei. Sau atunci când dorințele tale, așteptările tale, aspirațiile tale se vor împlini, fie că e vorba că aștepți un copil, îți dorești și nu vine, sau fie că îți dorești un partener de viață și nu vine, abia când lucrurile astea se vor întâmpla, atunci, să vezi, atunci ce rodnic o să fii în plantarea semințelor Evangheliei. Nu zice Iisus așa. Iisus ne cheamă pe toți, acolo unde suntem, în etapa în care ne aflăm, să ne uităm în jur și să zicem unde sunt oamenii în viețile cărora pot să plantez semințele uh, Evangheliei. Sunt foarte încurajat de o serie de oameni dintre noi care, care ne sunt un exemplu în această privință. Spre exemplu, să ne vorbă cu Tudor în mai multe rânduri, am fost foarte uh, încurajat să aud felul în care... Uh, felul și frecvența cu care el vorbește colegilor lui, vorbea colegilor lui, că acum nu mai este angajat, acum este antreprenor de succes, are altă traseu de carieră, dar pe vremea când era angajat, cu colegii lui, cu șeful lui, foarte des venea cu, cu franchețe și le spunea, uite, vezi, nevoia ta aici este de Isus. Uite de ce procedezi în felul ăsta și în felul ăsta și ai nevoie să înțelegi. Foarte, foarte fain foarte fain influența lui Mel în viața unora dintre femeile care sunt chiar aici în sală și care, pe care le-a ajutat să ajungă mai aproape, mai aproape de Isus. Foarte faină relația lui Ionel și Aurelia cu vecina lor, cu care au clădit o relație, pe care au vorbit despre Isus, pe care au ajutat-o în moduri practice, care atunci când i-au luat foc casa, au fost primii care i-au sărit în ajutor și ne-au implicat și pe noi cei din comunitate și... Foarte, Uh, ilustrativ pentru principiul ăsta, plantat semințele Evangheliei în oamenii de lângă noi. V-am zis de Cosmina, uh, Lavi și Corneliu, deseori o prieteni apropo de ospitalitate. Ospitalitatea lor nu este doar pentru noi cei de aici, este pentru oameni care sunt departe de Dumnezeu, sau oameni care sunt interesați de Dumnezeu, poate se apropie de el uh, și folosesc casa pentru, pentru a clădi relații și a îndrepta atenția oamenilor înspre Isus. Erica, a noastră. Eu sunt foarte mândru de ea și, și am zis că sunt încântat de felul în care ea își folosește aturile relaționale și felul în care Dumnezeu a clădit-o pentru a conecta oameni din viața ei care sunt departe de Dumnezeu de grupul de adolescenți al bisericii sau de biserică, pentru că stăteam la un moment dat și făceam socoteala și n-am seama că o grămadă de oameni noi care s-au alăturat grupului de adolescenți au venit în mod direct sau indirect prin Erica. Și mi se foarte fain că își pune la uh, lucru darul ăsta. Așa că, Erica, sunt mândru de tine în privința asta. Apropo de aliaj, aliaj face treabă foarte bună, în mod special în, ultima etapă, să zic în ultimele 6-12 luni, au făcut o foarte bună în a cultiva relații cu, cât mai mulți oameni da? și sensul este pentru a le fi de folos tinerilor acestora, adolescenților acestora, pe toate planurile. Sigur că lor le cel mai la îndemână să, Primească ajutor atunci când uh, ajutorul este foarte uh, tangibil și ușor de identificat ca fiind de folos pentru ei. Că e vorba de un seminar, că e vorba de un curs, că e vorba de o uh, activitate recreativ distractivă, așa. Uh, dar uh, sensul celor din aliaj este să ajungă să răspundă cele mai mari nevoi din viețile acestor adolescenți, și anume nevoia lor de Isus. Așa că foarte fain ceea ce fac ei acolo și comunitățile noi, comunități care avem uh, um, impedimente sau nu avem idei, suntem în pană. Merită să stăm de vorbocări și să vedem ce faceți voi și cum ceea ce faceți voi se poate aplica, translata, sigur, cu ținând cont de diferențe de context, de vârstă și așa mai departe, în comunitățile noastre. Bun. Semănă mai mult ca să ai mai multe roade. Cred că putem să facem mai mult. Un exercițiu pe care vi-l dau pentru săptămâna și săptămânile următoare, de fapt că asta e ceva ce nu o să fie doar de o săptămână, vă încurajez să vă faceți un brainstorming în comunități. Și să vă gândiți, bă, ce, ok, ce facem noi acum, și, și la nivel personal, cum suntem noi um, bun împrăștiatori de semințele Evangheliei, dar și noi împreună, comunitățile. Apropo, când am zis comunități misionale, este un cuvânt foarte ciudat și, și un, un, un cuvânt care încă nu există în limba română. A fost o transliterație a unui cuvânt care pe vremuri nici în limba engleză nu exista. Dar, dar am vrut ca... ca să ne mintim și când spunem comunitate misională că noi suntem nu doar ca să ne bucurăm de relațiile faine și de atmosfera faină și de ajutorul fain pe care ne-l oferim unii altora, ci că sensul nostru de existență este și să fim în misiune, pentru că și alți oameni care nu au parte de comunitatea de ucenici ai lui Isus care se iubesc și ajută să aibă parte de comunitatea să și mai presus de toate să aibă parte de mesajul Evangheliei care să le transforme viața. Așa că vă încurajez să faceți Realitatea este că o parte din comunitățile misionale nu sunt misionale. Um, um, în același timp, sunt cicluri, sunt perioade în care anumite comunități sunt mai misionale decât altele și, pe urmă alte cicluri, în care cele care au fost misionale ajung să nu prea mai fie misionale. Dar și, și, și ok să, să trecem prin diferite etape, cert este însă că mereu trebuie să ne ațintim privirea la chemarea lui Isus, care ne cheamă să fim în misiune, atât noi, individual, familiile noastre, cât și noi împreună, în comunități și ca biserică. Bun. Asta a fost al doilea principiu. Al treilea principiu. Seamănă cu rugăciune. Foarte, foarte faină. Iisus le spune ucenicilor, vedeți, secerișul, nevoia este uriașă. Secerișul este mare. Avem o problemă. Avem puțini oameni care sunt implicați în seceriș. Așa că, ce să faceți? Rugați-l fierbinte pe Domnul Secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Rugați-l pe Domnul Săcerii adică ridică pe Dumnezeu, Tatăl, care, care supraveghează toată povestea asta, care El este în misiune, care conduce misiunea de salvare a oamenilor. Rugați-l să scoată oameni în Secerișul Lui. Gândindu-mă la lucrurile astea, mi-am dat seama că noi de ceva timp nu prea mai făcut săptămânile de rugăciune. Cei care sunteți cu noi de ceva timp, știți că ne luăm de câteva ori pe an și ne opream o săptămână, încercam să convertim, dacă nu toate întâlnirile noastre, măcar parte din întâlnirile noastre, în întâlniri în care ne rugăm pentru oamenii care au nevoie de Isus. Ne rugăm pentru binele orașului nostru, ne rugăm pentru prieteni, pentru vecini, pentru colegi, pentru rude și așa mai departe. Cred că ar trebui să le reluăm. Să ne rugăm unii pentru prietenii altora. Asta este iarăși o practică um, frecvent întâlnită în comunitățile noastre. Noi, cel puțin în comunitate, ne-am dat seama că am uh, parcat-o undeva și n-am mai reluat-o, așa că săptămâna asta am scos-o din parcare și am pus-o din nou pe drum. În ultimele săptămâni, de fapt, și am zis, hei! Haideți să ne rugăm din nou unii pentru prietenii altora. Pentru că rugăciunea, um, rugăciunea are putere. Iisus ne, 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 îndeamnă și răspundem chemării Lui de a fi în misiune, rugându-ne uh, și semănând cu rugăciune. Ăsta este al treilea principiu. Al patrulea principiu. Distinge între solul de semănat, solul sorul de udat și spicele de secerat. Distinge între solul de semănat, solul de udat și spicele de secerat. Suntem în continuare în metafora asta agrară, cu sol, semințe, spice și așa mai departe. Iată două... Dar Iisus vorbește despre semănat al semințelor, Iisus vorbește despre secerat, că secerit și este mare, semințele aici deja sunt, au germinat, au produs planta care este deja coaptă și Iisus spune la un moment dat este adevărată zicala care zice unul seamănă altul secer, zice Iisus în Ioan capitolul 4, da? Deci reloc semănatul reloc seceratul, iar apostolul Pavel zice, eu am sădit Apollo a udat și Dumnezeu a făcut să crească da? Deci plantat sau sădit, sau aruncat semințele, udat solul și ulegerea Sunt diferite stadii um, de maturitate a semințelor Evangheliei în viața unei persoane Realitatea este că de cele mai multe ori mântuirea oamenilor este un proces Un proces în care oamenii aud Evanghelia Evanghelia prinde rădăcină Alții vin și udă și cumva fertilizează și, și, și ajută solul să fie receptiv Și Dumnezeu face asta uneori prin noi, alteori face prin circumstanțe, prin situații prin care trece oamenii Și dintr-o dată solul ăla care era neprimitor devine primitor pentru că se a o tragedie, pentru că tragedia respectivă îmi naște întrebări, pentru că nu găsesc răspunsuri, și solul devine dintr-o dată primitor, și sămânța aia care a fost semănată cândva acolo, începe să germineze. Și dat ajunge la coacere. Și, și coacerea, să zicem, ar fi momentul în care decizia de a-l urma pe Iisus este luată. Da? Cam asta ar fi, să zic, procesul în care se întâmplă lucrurile astea. Seamănă, vestește Evanghelia, udă, înseamnă să iubești oamenii, să slujești, să clădești relațiile, să le arăți cum arată experiența ta cu Isus, să le arăți ce înseamnă relație cu Isus, să le arăți cum arată în viața ta transformarea pe care a făcut-o Isus. Pot fi modalități de a uda solul respectiv. Și secerare înseamnă să invităm oamenii să iau o hotărâre, să-l urmeze pe Isus, să nu fie doar receptiv și să zică, a, interesant, îmi place, ci să zică, da, vreau să-l urmez pe Isus. Da, îmi recunosc nevoia, dar recunosc că sunt păcătos, da, recunosc că am nevoie de iertare, da, am nevoie de Isus. Din nou, noi nu știm în ce stadiu sunt oamenii. Um, poate atunci când îi cunoaștem ne putem da seama, dar deseori nu știm unde sunt oamenii și, și, și nu știm tot ce se întâmplă în, în interiorul lor în procesul ăsta de luare a deciziei și de, de a urma pe Iisus. Am auzit o uh, întâmplare care este reală și care a avut un puternic impact asupra mea, uh, era relatată de către... Um, o persoană care avea foarte multe uh, contacte cu uh, ceea ce face Evanghelia în diferite locuri din lume, fiind uh, directorul unei organizații pe Asia și Africa, dacă nu mă înșel, sau Europa și Asia, nu mai știu. În orice caz, asta nu contează prea mult. Ce contează este ceea ce era la ta. el spunea la un eveniment la care am fost prin primăvară. Zice, un misionar uh, care a mers într-un într într trib care nu avea nicio cunoștință despre evanghelie și despre Isus și despre Dumnezeu și despre Biblie și despre tot ce știm noi aici. Și-a petrecut timp cu oamenii aceia și le-a explicat evanghelia și le-a povestit despre Dumnezeu și le-a spus cine e Dumnezeu, că Dumnezeu este Creatorul și așa mai departe. Și și-a petrecut toată viața în tribul respectiv și misionarul a murit și niciun om, niciun om n-a devenit creștin. S-a investit toată viața în oamenii ăia și niciun om n-a devenit creștin. Moare misionarul ăsta, agenția misionară trimite un alt misionar în locul lui și când vine misionarul ăsta, tot tribul devine creștin. Acum, omul e realist și se duce și întreabă pe oamenii ăștia și le spune, bun, în mod evident, nu din cauza venirii mele voi ați deveni creștin. Că eu n-am apucat să fac nimic. Spuneți-mi, vă rog, de ce ați devenit creștin? Și el zice, ei îi povestesc și spun, vezi, noi în cultura noastră, în tribul nostru, cea mai mare frică noastră este frica de moarte. Pentru că triburile astea izolate, despre care toată lumea spune că sunt așa niște realități mirifice, pe care nu trebuie să le întinăm cu lumea noastră civilizată vestică, de fapt sunt triburi animiste de foarte multe dintre ele, care au legătură cu lumea spiritelor. Și experimentând lumea asta a spiritelor, ei știau că moartea înseamnă să intrăm în lumea asta înfricoșătoare a spiritelor. Și misionarul care a fost înaintea ta aici ne-a spus că dacă noi îl primim pe Isus, nu trebuie să ne fie teamă de moarte. Pentru că moartea pentru un creștin este ca și cum treci dintr-o cameră în cealaltă cameră. Și în cealaltă cameră te așteaptă Isus, că este mai puternic decât orice altă realitate spirituală. Și noi când am auzit asta, am stat și l-am așteptat să moară. Și când omul ăsta a murit, a murit așa cum niciodată n-am văzut pe cineva murind cu o pace și cu o liniște încât am știut că ceea ce ne-a spus El despre Isus este adevărat. Și atunci am devenit cu toții creștini. Păgândeam, mă gândeam, mă sărac cu om, toată viața a dat acolo sacrificiu și așa mai departe și nu vezi nici măcar un rod, un rod. Și după ce mori, mare se ceriși în urma ta, pentru că toți oamenii ăia au ajuns să devină creștini. Pentru că au știut că ce, spune, ce le-a spus El despre Isus este adevărat. Că Isus este mai puternic decât orice entitate spirituală și că dacă l-au pe Iisus, nu trebuie să se teamă de cele mai mari temeri ale lor. Mă gândeam, păi cât de ușor, um, cât de ușor prezumăm noi ce este în mintea oamenilor. Habar n-a avut omul ăla ce era în mintea lor. Ești tot să moară, ca să vadă dacă ce spune este adevărat. Și el n-a nimic de lu din lucrurile astea. De multe ori nu știm ce se întâmplă în inimile și în mințile oamenilor, dar chemarea noastră e să fim credincioși și să Aruncăm semințele Evangheliei și să udăm și atunci când ele sunt gata de secerat, să, se cerat, să se cerăm. Da, te rog. Acum, când am fost cu Adila Berlin, l-am cunoscut pe Ron, care e parte din Biserica Valori. A fost misionar 20 de ani, ca traducător al Bibliei, într-un trip de genul ăsta în zona Noua Zeelandă, parcă. Când s-a întors după, prima, după primul calup de patru ani de misionar uh, acolo, în apoi în state, uh, a avut un accident de mașină super nasol, uh, mai mulți membri ai familiei afectați, unul din băieți a murit. A rămas în state ca să uh, pentru probleme medicale ale soției cu spatele și pentru uh, picioarele pe care nu le mai putea folosi unul din băieți, s-a întors mai târziu decât să se întoarcă în tribul respectiv. Și când s-a întors înapoi. Uh, oamenii din trib au observat că nu are unul din copii. Și a zis: Băi, în tribul nostru nu lași oasele morților acasă, le iei cu tine. Să so, faptul că voi ați venit aici fără copilul vostru înseamnă că ceea ce vreți să ne spuneți e foarte important. Suntem toți ochi și urechi. Și din momentul ăla, pentru că modul în care merge traducerea Bibliei într -o, în limba unui trib de genul ăsta, e că conviețuiești cu ei și ei de la Geneza și ajungi până la Vestea Bună în, în Evanghelie. Din momentul acela, tot tribul a fost nelipsit la toate întâlnirile în care el mai traducea câte un pic din Biblie și le, le mai dădea puțin cortina la o parte înspre Hristos. Iar când au ajuns la Evanghelie, tot solul tribului, ca să zice așa, a fost super copt și... 70-80% din oameni l-au primit pe Hristos. Dar asta a durat 20 de ani până la urmă. Mulțumim, Sorin. A cincea lecție. Încrede, în Dumnezeu, în Dumnezeu care dă creșterea. În Marcu Iisus spune așa, împărăția lui Dumnezeu este ca un om care aruncă să mânța în pământ. Da? Aceeași metaforă. Fie că el doarme, fie că se scoală zi și noapte, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește de la sine, mai întâi firul verde, apoi spic, apoi grâul de plin în spic. Iar când rodul este copt, trece imediat secera prin el, pentru ca să o se secerișul. Nimeni nu știe cum cresc plantele. Okay? Nimeni nu, nu, trage de ele să le grebească la da, procesul de creștere. Tu pui o sămânță, o uzi și în condițiile potrivite, ADN-ul și, 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 rețeta din interiorul plantei o face să crească. Um, noi nu putem să producem roade în inimile oamenilor. Doar Dumnezeu produce roadele. Tot ce putem să facem noi este să aruncăm semințele. Și asta mi se pare că ne readuce aminte că Dumnezeu este misiune. Misiunea de da? Dumnezeu este misiunea. Dumnezeu mișcă inimile oamenilor. Dumnezeu transformă. Dumnezeu produce roade. Noi punem sămânța, udăm și când sunt gata, Dumnezeu ne cheamă să le secerăm. Și um, pare important să mergem în demersul ăsta, având încredere nu în capacitatea noastră de a convinge oamenii, pentru că nu e nevoie să-i convingem noi, nu în nu, nu capacitatea noastră de persoasiune, nu în capacitatea argumentelor noastre, cu toate că e bine să avem răspunsuri în măsura în care Scriptura ne oferă răspunsuri pentru a le, le oferi oamenilor. Dar încrederea, în ultimă instanță, este în Dumnezeu care produce creșterea. Și asta mi se pare extrem de eliberator. Să mergi înainte știind că tu, sarcina ta nu este decât să fii un mesager. Și mesajul respectiv, și cum el produce transformare, este în exclusivitate treaba lui Dumnezeu. Al șaselea adevăr. Răspunde chemării lui Isus în misiune. Isus ne cheamă, rostul nostru este să, să răspundem. Am văzut aici în textul citit din Matei 10 că Isus e chemat pe cei 12. Le dă autoritate și trimite. Și ei se duc. Um, vreau să facem ceva în următoarele săptămâni. M-am gândit să facem astăzi, dar era prea strâns. Aș vrea ca să luăm uh, diferite categorii. Vreau să luăm comunitățile pe rând, aș vrea să luăm categorii profesionale pe rând, să luăm, nu știu, it să luăm oameni din domeniul medical, să luăm economiști, administrații și așa mai departe, și să-i trimitem în misiunea în care Dumnezeu i-a trimis la locul de muncă în cartier, în comunitatea respectivă, pentru că asta este realitate. Noi am fost trimiși și noi trebuie să ascultăm și să răspundem chemării astea în toate locurile în care el, el ne-a pus. O să revenim cu exercițiul ăsta și nu doar exercițiul cu, cu procesul ăsta, pentru că e un proces care ne readuce aminte că suntem trimiși în mod specific acolo unde suntem, acolo unde locuim, acolo unde lucrăm, între prietenii noștri, suntem trimiși și trebuie să răspundem chemării lui Isus. Și în fine, ultimul punct, lasă compasiunea să te miște la acțiune. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place observația asta din Matei, capitolul 9. Este observația Evanghelistului Matei, versetul 36. Zice, când a văzut Isus mulțimile, i s-a făcut milă de ele. S-au avut compasiune pentru ele. Dacă acest uh, imperativ de trimitere în misiune uh, aterizează în modul greșit în inimile noastre, și ne simțim că suntem uh, presați, simțim că suntem constrânși, n-am vrea cu ruptul, în ruptul capului să mergem în nicio misiune, am vrea să stăm, în mergem la noi acasă, să stăm și să ne vedem de treburile noastre, avem nevoie să facem pauză și să ne întoarcem la primul adevăr, relație cu Isus, chemarea lui Isus la o relație. Până când noi nu suntem aproape de Isus, ca să să ne molipsim de compasiunea lui pentru oamenii care nu-l cunosc pe Tatăl, trimiterea sau mergerea noastră în misiune va fi prost motivată. Nu va avea anduranță. Că motivațiile noastre se termină repede. Nu avem gaz în noi, da? Avem nevoie să ne întoarcem la relația cu Isus și să-l vedem pe Isus cel plin de compasiune pentru oameni, atât de plin de compasiune, încât nu doar că a transmis oamenilor un mesaj, încât el însuși a devenit mesajul, încât s-a întrupat, a venit pe pământ, a trăit o viață de om, a cunoscut suferința, s-a identificat 100% cu noi oamenii și nu doar atât, cu toate că ar fi fost mare lucru pentru creator să facă atât. Ci și și-a asumat problema păcatului nostru, a murit pentru păcatele noastre, a înviat, dovedind că lucrarea lui a fost eficace și oferă astăzi iertarea tuturor oamenilor. Și ăsta este obiectul misiunii noastre, să oferim rezultatul compasiunii lui Dumnezeu, iubirii lui Dumnezeu incredibile, care ne-a fost arătată prin Isus. Și am nevoie să mă întorc la relația cu Isus și să văd că eu sunt rodul misiunii lui Isus. Eu sunt rodul misiunii lui Dumnezeu. Că El a transformat viața mea datorită compasiunii Lui față de mine. Și compasiunea Lui față de mine și compasiunea Lui față de vecinii mei și prietenii mei și colegii mei mă trimite în misiune. Și dacă nu-ți trimis de compasiunea lui Dumnezeu, atunci am nevoie să mă întorc înapoi la relația cu Isus, ca să mă molipsesc de compasiunea lui pentru oameni. Pentru că asta simte Dumnezeu pentru fiecare om care este departe de casa Tatălui. Așa că nu e ideea să ne îndeplinim o datorie religioasă, nu e ideea să îndeplinim niște norme aici, că trebuie să spunem Evanghelia că asta este ceea ce trebuie să facem, că suntem și noi membri în Biserica Misiodei, care zice că este parte din misiunea lui Dumnezeu, da? și că ne mai și numim Misiodei, avem nevoie ca ce a făcut Isus pentru noi. Și compasiunea lui pentru oamenii pierduți, noi, pe primii, primii pe listă, vorba Apostolului Pavel, să mergem mai departe în misiunea aceasta. Vă mai dau un exercițiu. Vi le recapitulez și vi le trimit pe WhatsApp, dacă nu le-ați notat asta e un exercițiu pentru comunități. Vă încurajez să urmăriți împreună filmul Jesus Revolution. Din câte știu, nu este în limba română, dar am găsit o modalitate de a-l procura și de a-l viziona. O să vă dăm informațiile pe, grupurile, pe grupul bisericii. Este foarte... Pentru noi, urmărindu-l, am urmărit acum vreo două luni împreună cu Simona și câțiva dintre copii. Și a fost foarte... Și -a ne -a inspirat. Ne-a inspirat exact la misiune. Dar ce poate face Dumnezeu atunci când niște oameni ascultă și seamănă, și seamănă mult, și seamănă cu rugăciune, și seamănă mânați de compasiunea lui Isus, și se încred în Dumnezeu care produce creșterea, și seamănă și udă și apoi ajung să și secere, pentru că Isus ne cheamă să răspândim semințele Evangheliei. Și pentru că am vorbit despre compasiunea lui Isus, și am descris compasiunea lui Isus, vrem să o și experimentăm uh, prin simbolurile care ne îndreaptă atenția asupra compasiunii lui Isus, și anume prin pâine și prin vin. Pentru că da, compasiunea lui Isus nu a fost doar o idee frumoasă, ci a fost o realitate uh, dureroasă. Anume, Isus și-a dat viața pentru noi, și-a dat trupul ca să fie frânt, și-a dat sângele care a curs, uh, cu alte cuvinte, și-a dat viața pentru ca noi să beneficiem de relația cu Dumnezeu, iertare, pace și toate lucrurile despre care am vorbit în seria asta. Așa că pentru noi toți care suntem, am fost mișcați și mânați și transformați de compasiunea lui Dumnezeu, invitația este să venim și să luăm o bucată de pâine și un pahar de vin, așa cum deja știm, ca să ne mintim împreună, pentru că avem nevoie să ne reamintim, asta e motivația noastră, asta este combustibilul nostru. Uh, și dacă stai aici, și poate astea sunt străine pentru tine, uh, poate că astăzi este ziua în care compasiunea lui Dumnezeu a atins inima ta. Și dacă această compasiune a lui Dumnezeu, dragostea lui pentru tine, a atins astăzi inima ta, tu astăzi poți să răspunzi nu chemării lui la misiune, ci chemării lui la sine. În așa fel încât să beneficiezi de ceea ce a făcut Isus și de oferta lui de iertare de împăcare cu Dumnezeu, de îndepărtarea păcatului care ne separă în mod natural pe noi, toți oamenii de Dumnezeu. Și să beneficiem de iertarea și de viața care vin din el. Așa că în timp ce noi luăm din pâine și din vin, tu poți să stai de vorbă cu Dumnezeu și să primești astăzi oferta asta incredibilă, incredibil de plină de compasiune, de a fi iertat de păcatele tale și de a fi primit în familia lui Dumnezeu cu drept copil, cu drept, ca și copil cu drepturi de pline. Haideți să trecem prin față, să luăm câte o bucată de pâine și câte un pahar de vin. Mergem înapoi la locurile noastre, și vreau să mă rog. Odată ce avem cu toții aceste elemente în mână, și să luăm în felul acesta împreună.